Salutare, dragilor, vă spun înainte de ceea ce se vrea a fi cel mai haios, cel mai amuzant, cel mai vesel episod tare de tot. Până când atâta seriozitate? A sosit momentul să mai și râdem. Cu cine veți afla? De cine vom vedea? Înainte de toate, ca de obicei și credeți-mă, o spun din tot sufletul, vă sunt recunoscător pentru ceea ce ni se întâmplă, din ce în ce mai mulți urmăritori, din ce în ce mai mulți abonați. Țineți-o tot așa, pentru că, iată, rezultatele se văd și aceste performanțe vi se datorează dumneavoastră. Suntem împreună cu prietenii noștri de la Betano, susținătorii noștri, într-o locație care ne este foarte familiară, la Unirii, pe malul Dâmboviței, hashtag aici. Dacă sunteți în drum, nu ratați un astfel de restaurant, pentru că nu veți regreta. Astăzi, la tare de tot, ca să-l citez, umoristul, manelistul și rapidistul. George! Te salut! Tănase! Mersi te frumos salut pentru invitație. Nu cred că o să bată episodul cu Serghei Mizi la amuzament. N-ai de unde să știi. Că ai avut deja, ai avut deja un invitat amuzant, care da, e Serghei, deci, cum te-ai prezentat? Umoristul, parodistul... Umorist, parodist, manelistul. Și-am adăugat eu. Rapidist. Dar încă nu l-am pus, că nu știam ce publicam, da. Nu știam cât sunt rapidist. Acum trebuie să-l pui, că rapidul e pe val, ai văzut. Doamne, mi se inundă sufletul de bucurie. Nu vine să cred ce se întâmplă, dar în același timp totu-s nervos. Totu-s nervos, mă, când îi văd că intră fără atitudine în teren. Cine? Băi, mai sunt unii jucători care intră așa. Am văzut la un moment dat, că m-a șocat o fază în meci cu FCSB, avea o atitudine de aia de... Băi, mor când văd atitudine. Băi, mănâncă... Spune-ne de câte ori ai fost pe Giulești. A, de mult, nu pot să... Actualul Giulești, nu? În actualul Giulești am fost, cred că, de vreo 4 ore am apucat. Deci eu am cumpărat abonament pe Giulești sezonul ăsta, n-am ajuns la niciun meci, pentru că n-am luat în considerare că meciurile se joacă de regulă sâmbătă-duminică, iar sâmbătă-duminică am spectacole prin țară, plec. Da. N-am ajuns la niciun meci, încă mă sun cu Rizea, săptămâna asta, n-ajunge nici săptămâna. Și el tot rapidist, amândoi ne-am cumpărat abonament, unul lângă altul, acolo. Bine, partea frumoasă e că susținem fotbalul și susținem rapidulețul nostru. Vă dați seama ce o să fie pe George Tănase dacă ia Rapidul campionatul? Nu, n-am. Eu nu știu sentimentul ăsta, pentru că eu de când țin cu Rapidul n-am luat campionatul niciodată. Adică eu am început să țin cu Rapidul după ce câștigase titlul în 2003, cam prin 2004. Asta era Rapidul modern, da. Rapidul modern, da, farme cu vieții, na. Da. Sânge da. Vișiniu. E... Cum ar fi să-i vezi la un spectacol de ale tale așa pe toți jucătorii cu mutul în frunte, aplaudându-te și așa mai departe, ca să intrăm încet în, da, în meseria ta? Nu știu, ar fi emoționant, zic sincer. Adică nu știu cum ar... Clar m-aș gândi. Am avut și o invitație la un moment dat să fac un eveniment corporate pentru Rapid, dar n-am putut atunci când trebuia. Și ce nu le-am spus oamenilor care ne urmăresc acum? Nu. Deci am ratat ce era mai important și să nu spui că nu e adevărat, mai ales pe linia asta. Așa. Că vii direct de la petrecerea de Halloween a lui Elon Musk. Adică dacă n-a fost Elon Musk acolo... Am fost. Da? Putem spune și de George Tănase, că a fost sau n-a fost, nu? A fost, da. Poți să, e ca la informatică, 0101, da. Poate să fie ambele adevărate întotdeauna. Da, am fost, plictisitor, nu știu să se distreze. N-aveau manele, m-am dus, eu le-am dus manele, Țancă Uraganul, n-auzise de Țancă Uraganul. Le-a plăcut, nu? Glume proaste între ei, adică Elon Musk o dădea pe aia cu... Și le-am zis, hai mă că zic eu una, Elon, o știi pe aia cu, mi-am dat cu Tesla. Și a râs un pic la ea, știi? Adică i-a plăcut, după ce i-am tradus-o. Auzi, dar de ce spun autoritățile române, așa am înțeles, că nu e Caterinca, e oficial, că aceste autorități române confirmă faptul că Elon Musk n-a fost la petrecere, n-a fost în România. Păi dacă e de Halloween, s-a costumat cineva în Elon Musk, manevră, cum n-a fost? Manevră, nu? Manevră, zic eu, astea sunt manevre, astea zic ca să credem noi cu pământul plat, cu astea, cu musonii care conduc lumea. Astea sunt manevre. Musonii conduc lumea. Sunt musonii, vin din Rusia. Musonii din Rusia, când bat așa, știi, vin și conduc lumea. Nu, e manevră. Eu zic că a fost. Și eu zic că a fost și Angelina Jolie. A fost, nu? Da. Da, înțeleg. S-a deghizat într-o amantă. Într-o amantă. Da, nu știu a cui, dar nu știu dacă a fost siriac. Uite, n-am aflat, nu l-am văzut pe acolo. Bă, dar tu îți dai seama, noi eram obișnuiți, apropo de țiriac, cu acest nivel de bogăție. Da. Țiriac. Bă, dacă îi vezi pe ăștia, că au venit unii cu mulți bani. Da. Da? Vorba lui Mitică Dragomir. Bă, da. E da dracu, are avere. Hai, dracu, de simpatici. Dați seama, deja țiriac, da? În raport cu ăștia,
sărac. A, păi era sărac. Nu? Feriac stătea afară, eu cred că de-aia asta l-am văzut. Zic. Eu am intrat cu bogații. Ăla care a fondat PayPal-ul, nu? Sau cum se numește? Da. Miliardar. Miliardar. Da, îți dai seama, noi de la țiriac să trecem la miliarde, deja un șoc prea mare. Păi aia, afară stăteau miliardarii, dar de ordinul 1, 2, 3 miliarde. După aia, în prima cameră, înăuntru, la parter, stăteau ăia cu 10-20 de miliarde, deci deja la etaj stăteau. Păi de-aia cred că au luat castelul. Azi, domnule, păi în curte, în curte acolo, când fac petrecerea, stau până în 20 de milioane de euro avere. Da, săraci. Etajul 1 acolo unde e și nu e amenajat, că am fost, ai fost la Branda, între 20 și 100 de milioane. Da, miliarde. Milioane. Miliardele mai sus, miliardele adică sus. Unde era amenajat, gen, cu blana aia de urs, cu tot ce era pe jos. Da, eu cred că afară stătea țiriac și vâna vampiri. Uh-huh. Eu cred că au avut bani, fii miliardar să-ți angajezi niște vampiri pe acolo și să tragi după ei. Uh-huh. Că ce să faci ca miliardar? Tu dacă ai fi miliardar, te duce la... Tu te mai duce la vânătoare de mistreți și de astea că e ieftin. Da, apropo, nu ți se pare că este noua versiune a vânătorii de la Balc? Pentru că noi așa am trăit până acum. Domne, mari milionari veneau la țiriac, la vânătoarea de la Balc. Acum, iată, mari miliardari vin să petreacă Halloween-ul. Eu i-aș chema și la o vânătoare de șobolani în sectorul 1, că mai sunt, că am locuit o perioadă bună și vezi, zici că-s vampir. Trec prin față. Deci ai fost. Da, ai fost. Frumos. Adică, mă rog, ți-am zis, până am pus eu manele, i-am lăsat sembete și după am pus manele. Ei nu știau, eu dansau tot așa, ca pe house, ca pe trap, ca pe nu știu ce, dar am zis, băi, eu, din ce știu, la ultima noastră întâlnire, erai un om fără obligații. Eram. Deci te-am lăsat liber. Băi, cum ai dat drumul de lesă? Te-am regăsit luat, da? Da. Felicitări, casă mulțumesc de piatră. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Casă de piatră. Băi, vine un moment în viață. Vine un moment în viață când te așezi la... Eu sunt și foarte confortabil cu viața. Adică eu n-am fost niciodată vreun cuceritor, vreun amant perfect, vreun, știi, șeful la bani sau ceva. Eu îmi place să plec de acasă și să mă întorc acasă, știi? Uh-huh. Nu sunt eu să mă duc, să vorbesc. Nici la aceeași casă, ca așa acolo, poți să te întorci la câte case vrei. Nu, uite, Adrian Năstase zice, are 7 case. Câinele, mă, dacă duci de acasă, duce, să plimbă, nu știu ce, dar se întoarce tot acolo, tot știi? Acolo, asta sunt eu. Nu pleacă de la măcelărie. Nu, unde simt că a fost mirosul meu, eu mă întorc acolo. Știi, la viața mea am auzit și eu și am învățat, apoi am uitat foarte multe bancuri. Nu mă pune să le redau, că, repet, le-am uitat. Bă, unul singur mi-a rămas. Așa. Mi-a rămas în minte, apropo de povestea asta. Sună cineva, știi, pe vremuri, Radio Erevan. Sună cineva la Radio Erevan. Bună ziua, Radio Erevan, bună ziua. Tocmai ce m-am căsătorit, dați-mi un sfat și mie. Radio Erevan și răspunde, nu? Deja e prea târziu. S-a dus bancul. Da. Deja e prea târziu. Da. La tine cum e? La mine nu e prea târziu. Adică ai făcut-o cu toată responsabilitatea, nu? Cu tot dragul. A plecat așa, random, de la un gând. Bă, hai să semnăm actele alea, că sunt niște hârtii. Până la urmă mă sper eu de o hârtie. La cât am scris eu la viața mea, scripturi, stand-up, mă sper eu să semnez o hârtie. Da. Și s-a ajuns până la o mini-petrecere așa cu prieteni, care a fost... Dar mi-a plăcut cum ai descris momentul. Am trecut-o pe numele meu. Da, am matriculat-o. A venit așa un pic. Da. Am vrut să mai rămân bărbat în sufletul meu, măcar așa într-o postare, știi? Da. Am mai rămas un pic de bărbăție acolo. Da. Am matriculat-o. Deși știi că pe ea, sau nu știu dacă știe, nu cred că am zis nimănui. Nu. Numele ei de familie, de fată mare, cum se zice, e Pancu. Ca să vezi cât de mică e lumea, apropo de faptul că eu sunt rapidist și pe ea o chema Pancu. Și n-ai vorbit cu Pancone, poate verișoară, poate nepoată, poate... Ea a vrut să-mi fac o glumă proastă la starea civilă, eu nefiind atent că am lăsat-o pe ea să completeze actele și mi-a zis, deci trecem... Pancu George, nu? Aici zis, da, trece ce vrei tu. Și după aia mă, stai, cum adică Pancu George? Păi nu treci pe numele meu, lăsați. Dar ar fi fost interesant să mă cheme Tănase Pancu George. Da, cine știe că poți să poți să mă răzgândesc? Pot. Ia mă că sun, după ce plec de aici de la tine, sun să văd dacă spune. Cum merge treaba? De cine sau de ce mai râde lumea în ziua de azi? Băi, hai să toate te-am lăsat să te încălzești așa puțin, gata. Din toate timpurile oamenii râd de oamenii mai proști ca ei. Adică întotdeauna o să râzi de unul mai prost ca tine, știi? Tocmai de aceea noi încercăm să întruchipăm acei... Nu că nu am rezonat, eu cel puțin nu că n-aș rezona cu unul mai prost ca mine, că sunt mereu propriul meu prost și încerc să creez cât mai multe lucruri în zona asta. Oamenii râd, din fericire, poporul român are un simț al umorului extrem de bine dezvoltat și nu ni l-am pierdut nici în cele mai grele perioade, adică chiar și atunci când a fost... Să te întreb, cu cât se adâncește criza asta, din toate punctele de vedere criză, cu cât se adâncesc problemele astea ale românilor, nu se râde mai mult? Adică gen, domne, haz de necaz, mergem, refulăm la un stand-up sau la un alt...
Noi așa am supraviețuit în istorie și mi se pare că e în sângele nostru. Pentru că gândește că noi, românii, ca istorie, am fost mereu cotropiți de alții. Ori dacă stăteai supărat că te-au cotropit turcii și că mâine vin polonezii și poi mine vin rușii și din partea elaltă austro-ungari și cine mai vrei tu, bă, nu puteai să stai supărat. Și inventai legende, povești, că vine vârcolacul, că nu știu ce, bancurile care par o chestie a noastră. Da, rosturile mai nou. Rosturile mai nou. Citisem într-o carte că prima glumă scrisă sau primele lucruri scrise la nivel de umor la noi în țară au fost despre logofătul Tăutu care a mers la poarta romană și pe la 1600-1700 și nu mai știu exact cum era gluma, dar era ceva de genul că i-au dat să bea cafea, dar aveau ceainic din acum, acum sau ceai ceva de genul și el a băut direct din, știi, din țâșnitoarea aia și mamă ce râdea poporul român atunci la treaba asta, știi? Da. Deci avem cumva și origini ale umorului. Da, da, practic voi mai în glumă, mai în serios, sunteți niște speculanți, adică voi vă folosiți de problemele oamenilor, da? Ca să râdeți de ei. Da, da? Slavă cerului, putem să facem asta, e democratic. Asta este partea bună. Da, facem cumva chestia asta și ne folosim de problemele noastre, în mare parte. Adică cumva ne rezumăm la ce facem noi, la ce ni se întâmplă nouă și automat se mai regăsesc și alți oameni în zona asta. Deci, fură lucruri, nu știu cum da, ce prinde cel mai bine? Hai, fii mai... mai direct, așa, mai... Bă, nu știu, de regulă prind lucrurile cu care rezonează toată lumea, chestii care ți se întâmplă în viața de zi cu zi, știi? Da. Adică, nu știu, vergi cafea pe tine, întârzii când trebuie să te vezi cu cineva, lucrurile astea de, pe care le regăsești toată lumea. Eu merg de regulă pe personaje, mie îmi plac foarte mult personajele, dar mai fac și genul ăsta de situații, știi? Și la personaje, tot așa, creionez niște caracteristici ale personajelor în care poate îți regăsești un prieten, poate îți regăsești un membru al familiei, poate îți regăsești, spre exemplu, ultimul sau cel mai recent personaj al meu a fost Serghei Mizil. Da. E pe YouTube. Și eu lui Serghei Mizil i-am dat o caracteristică pe care el poate nu are neapărat în viața de zi cu zi, dar i-am creionat-o, aia de a zice bancuri. Știi? Și cu toții avem un unchi, un prieten, un, știi, care ține mereu să zică un banc, chiar dacă e bun, chiar dacă nu e bun, știi? Da. Asta zic, lucrurile în care să te regăsești tu ca om, asta e cel mai important. Dar când ajungi așa în fața publicului la stand-up, ți-ai făcut în minte așa un scenariu, un plan. Spune dacă ele au legătură cu ceea ce, nu știu, s-a întâmplat în ziua aia. Să spune, domne, a crescut roborul. Da? Au crescut facturile brusc, da. Au dat oamenii drumul la căldură, au bubuit facturile, mergem pe asta și vedem. Nu, e o artă și stand-up-ul, ca și teatru, ca multe altele, lucrurile sunt pregătite în mare parte acolo, se mai întâmplă și chestii spontane și atunci tu trebuie să gestionezi treburile astea. În ultimul timp mie nu prea mi se întâmplă pentru că nu știu ce fac, cum fac, dar oamenii sunt captivați, mă ascultă și nu simt nevoia să se bage, să stai mă, am dat 30 de lei, mai zic și eu o glumă, mă, că ce dracu, zici, ești tănase una, zic și eu una, că nu e, până la urmă, știi, tu ai plătit să vii să mă vezi pe mine, nu eu pe tine, că dacă era invers, eram eu în sală. Rar se întâmplă să ne legăm de lucrurile alea, doar dacă sunt super evidente. Spre exemplu, acum când am avut la Brașov, m-am legat de asta cu Elon Musk și am făcut niște glume de genul cu Tesla. Știi că asta e aici zic eu lui Elon Musk. Eu aveam la Brașov, el era la Brand. Zic, de ce nu vine și el aici să vadă un stand-up de calitate și să duce să stea cu bogăția aia plictisitor? Că mie mi se pare că sunt plictisitor. Nu ți se pare, bun, se râde mai mult ca acum 10 ani să spunem, da? Dar nu ți se pare că față de acum, nu știu, 10 ani, să păstrăm comparația, au mai dispărut niște personaje pe marginea cărora se făcea această caterincă? Sau... Mulți zis au mai dispărut. Acum 10 ani televiziunea era mult mai în floare și automat vedeai niște personaje mai des pe care le vedea toată lumea cumva. Adică toată lumea se uita la anumite canale de televiziune și le vedeai mai des. Acum pe internet oricine poate fi un personaj. Adică tu acum dacă te filmezi într-o anumită ipostază, tu poți să bubui atât de tare încât să devii personaj. Doar că e posibil ca mâine să se filmeze el și să bubuie și să devină el personaj. Și se consumă mult mai repede. Da. Asta e. Adică acum o glumă se consumă mult mai repede față de acum 10 ani când o stăteai, o țineai minte, o ziceai și tu cuiva, o dezbăteai și o țineai. Rămânea cumva reper, se crea tradiție din gluma aia. Dar tu ai mers pe zona asta de online și pe, hai să spunem, pe podcast, da? Da.
Am văzut-o pe Bianca Drăgușanu, că tot o invită lumea pe Bianca Drăgușanu. Mie mi-e simpatic, atenție, nu am nimic împotriva ei, nu-mi displace. Bă, dar ce poți să vorbești cu Bianca Drăgușanu? Serios, adică... O să rămâi surprins. Pe mine, nu știu, m-ar pune pe gânduri, da? În momentul în care mi-aș pregăti un dialog de o oră, să spunem, cu Bianca Drăgușanu. Nu că n-ar duce o mintea, nu știu ce poate femeia, dar ce să vă... Uite, pregătește-mă pentru un podcast cu Bianca Drăgușanu. O să rămâi surprins. Oamenii ca Bianca, care ajung să aibă succesul ăsta, da, pentru că îi spuneam și în podcast Biancăi, la un moment dat la mine la țară, da, eu dacă o întrebam pe bunica mea cine e președintele țării, nu știa să-mi zică la momentul ăla. Dacă o întrebam cine e Bianca Drăgușanu, nu știa. Deci pentru mine ăsta e un reper de succes uriaș, să te știe toată țara. Oamenii ca Bianca, chiar dacă par ca un drum haotic, băi, ei au o chestie definită. Adică o să rămâi surprins, ei au niște etape, ei se gândesc, gândește-te că la nivel mondial, dacă am luat-o și o comparăm pe Bianca Drăgușanu, Bianca Drăgușanu în America ar fi Kim Kardashian. Păi cam așa e. Înțelegi? Da, a văzut, nu știu dacă de acolo s-a inspirat, habar n-am, dar a văzut un model, l-a respectat și nu-i greu, nu-i ușor să... Pentru că gândește, femei frumoase ca Bianca Drăgușanu mai sunt o grămadă în țara asta. Dar ea a reușit. Uh-huh. În felul ei, ce a făcut, cum a făcut, cu presă, cu fără presă, cu acțiuni, cu lucruri pe care le-a spus. Nu e ușor. Eu perspectiva asta am încercat. Deci tu zici că ai scos multe de la ea, adică... Nu știu dacă am scos, nici n-a fost scopul. Scopul nostru era să ne ducem pe entertainment și să spunem lucrurilor pe nume. Și am văzut o față a Biancăi, cea pe care o vedem la televizor cu toți, este o femeie puternică, deșteaptă. Dar e naturală că vorbește lumea că e mai mult plastic. Adică, ca aspect. Da, da, prin atâtea operații, prin atâtea intervenții. Eu înțeleg pe oameni. Răutăcioși, mă, răutăcioși. Și am judecat-o pe Bianca. Eu am un clip în care am făcut o chestie mârlană la vremurile alea cu 10 ani, dar eram puști, aveam 20 de ani, în care parodiam 50 de personaje care vorbeau despre divorțul Biancai Drăgușanu, știi? Personajele alea. Și în unele am zis chestii mârlane, spontane, știi? Doar că după ce am cunoscut-o și am judecat-o ani de zile, pentru că asta ne direcționa și presa, mi-am seama că, băi, e alt om. În realitate, adică dacă nu o cunoști, în realitate e alt om. Într-adevăr, poate unii oameni simt nevoia atunci când dai drumul la cameră să fie un pic să-și respecte caracterul, personajul, nu știu ce. Dar în realitate se știe. Și chiar o femeie frumoasă. O să mă judece lumea, eu am văzut în realitate că, întrebându-mă de plastic și așa, băi, o femeie frumoasă. E o femeie frumoasă. Nu știu ce se vede pe sticlă, ce văd ei, ce nu văd. Nu știu cum ar trebui, dar mie mi se pare o femeie frumoasă și nu e o femeie smart. Da. Asta da, e părerea. Da, nu s-a supărat pe tine, nu? Sau nu și-a adus aminte de parodiile de acum niște ani? Nu știu, n-am vorbit despre asta, nu ne-am dus acolo, dar nu cred că probabil n-ar fi venit la emisiune. N-ar fi venit și din ce mi-a dat mie senzația, ea s-a simțit foarte bine la emisiunea noastră și ceea ce mă bucură, pentru că scopul meu nu e să fac ca și al tău, să faci invitatul să se simtă inconfortabil, ci din contră, să se simtă bine, să se simtă largul lui. Iar Bianca e un om care știe să... Și atenție, ca femeie, bă, dă o greutate în încăpere. Da, eu zic chestii pe care le-am simțit eu. Da. Noi acum vorbim de Bianca, lasă-mă mă, și cu Bianca și cu Crăduța, nu știu ce, și când se așează Bianca aici. Da. Tu care ești super, dai mă ce drept cum vorbești cu nebun Bianca, o să vezi că se schimbă un pic energia. În prima fază, eu primele 5 minute din podcast, am simțit așa un vânt rece, știi? Și ca și cum vine adică creasa zăpezilor. Te-ai blocat sau ce? M-am blocat. Eu în primele 5 minute cu Bianca în podcast, n-am știut exact ce vreau să fac. Știi? Adică aveam pregătit niște chestii, aveam pregătit niște glume de agățat, dar bă, are o greutate. Ceea ce asta încerc să zic, păi are, nu toată lumea. Păi are, cu atâtea prezențe, cu atâtea... Ori e un om care o judecă pe Bianca, îl chem odată să stea în fața camerelor cu atâtea lumini într-un platou sau așa, să vedem dacă e mai este atât de ușor și dacă, păi ce a făcut mă Bianca, că a făcut cadă, bă, poate a făcut, poate n-a făcut, habar n-am. Da. Ideea e că ea ce e acum este datorită ei, cumva, știi, în sensul că... Bă, da, spune că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, da, n-am calculat că nu-i matematică, da, unii ne laudă. Da, și pe mine, și pe tine, domne, ce invitați mișto aveți, ce haios sunt și așa mai departe. Da. Bă, da, mulți ne și critică, ceea ce nu e ieșit din comun, pentru că și criticile fac parte din viață. Dar de ce crezi că, iată, mergem pe linia asta cu fete de genul ăsta, cu fel de fel de scandaluri, cu fel de fel de... Pentru că fac parte din societatea adică noastră. Cu alte cuvinte sau altfel spus, de ce românul nu preferă, domne, calitatea, oamenii culți, oamenii care... E foarte simplu. Fac parte din societatea noastră. Fac parte din păi oamenii... Și ceilalți fac. Păi și ceilalți fac, dar tu ai opțiuni.
tu poți să iei și unul cult, poți să-l chem pe domnul Patapievici aici să discuți cu dumnealui, poți să-l chem și pe Bianca să discuți cu Bianca. Asta îți dă ție calitate de moderator, știi? Dacă tu reușești să discuți cu amândoi și să găsești un limbaj... Dar categoria asta reușește de invitați mult mai mult sau mai multe decât cealaltă din rândul căreia face parte domnul Patapievici, gen. E mai vizibil în țară, la nivel cultural... Lucrurile și știi care e concluzia? Asta e nația română, frate. Asta preferă, domne, și cumva te fac și pe tine oamenii ăștia să te simți vinovat că dai așa ceva publicului larg. Dacă tu ești fiert pe zona culturală și vrei să vorbești doar despre cărți și să analizezi, aia nu vinde. Tot ce te interesează să vândă dacă vinde și aia. Zaiafet vinde. Zaiafet vinde foarte bine. Zaiafet face rezumat la cărți, povestește lucruri din istorie, Zaiafet vinde foarte bine, sau cel puțin cât cred eu. Moise, e la fel, fantastic. Eu sunt oameni pe care îi urmăresc. Tu alegi pe cine vrei să urmărești. Eu pot, deci eu mereu am dat exemplul ăsta. Eu ascult manele, mie îmi plac manelele. Parcă își face din adins buzele cu roșu închis. Pe mine mă distrează, mă relaxează treaba asta. Da. Dar în același timp și citesc o carte de dezvoltare personală. Nu mă împiedică nimeni să fac chestia asta. Înțelegi? Deci, practic, tu n-ai, domnule, nicio problemă cu cei care au ceva împotriva manelelor și dacă asculți manele, deja nu mai ești în cercul nostru. Nu, eu sunt cel mai asumat manelist din țara asta. Eu vorbesc în stand-up despre asta. Eu ascult manele pentru că mă distrează, au niște versuri fantastice. Da. De viață, nu? De înțelepciune. Uite, are Țancă una și vorbesc și în stand-up de asta, zice, cum era, doamne, că-mi scap acum cu vânt. Nu e vânt să mă aplece și nici val să mă înnece. Că mă țin tare pe picioare. Bă, din suflet, bă, asta e înțelepciune. Și nu poți, adică observ și manele o evoluție fantastică. Adică nu mai, uite, îți dau una de fotbal al lui Nicolae Guță. Eu sunt un critic de manele în sufletul meu. Un analist al manele. Poți să faci o emisiune despre asta. Cum era, Guță cu Dani Mocanu sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Bă, e bun. Sau, uite-ți, mai dau una. Tot din aceeași piesă, citesc aceiași clasici. La fel ca Ducadam, sunt o legendă în viață. Multor lovituri eu știu să le fac față. Ce mai vrei? Mă, ce să-i reproșez? Omului ăsta? Adică dacă n-a, uite, eu doar dacă ți-o recit. Fără să auzi ritmul ăla. Dacă n-auzi ritmul ăla, zici că-i, bă, a scris-o cineva pe Facebook. Sau e vreo operă. Știi ce mi-a zis cineva? Eu mai ascult și eu manele. Nu sunt atât de aplicat ca tine. Nu că n-aș vrea. Timp și așa mai departe. Da? Sau și alte preferințe. Îți faci timp când vrei să faci manele. Dar știi ce mi-a zis cineva? Bă, vrei să faci audiență, rating, să bubuie online-ul la podcastul tău? Da. Invită-l pe Bogdan de la Ploiești. Bă, cine e Bogdan de la Ploiești? Că chiar n-auzisem de el până. Am intrat apoi să-l caut pe YouTube, am văzut. E și el un neomodernist, dacă continuăm zona asta. Are niște piese de succes. La fel și ei, să știi. Uite, vorbeam la un dat cu Jador. Pe care la fel, multă lume îl judecă, multă lume îl apreciază, da? Bă, Jador e un icon, dacă îmi permiți între ghilimele, pentru societatea asta. Adică foarte multă lume, foarte mult public. Jador ce scotea, exploda. Și încă ce scoate pe internet, rupe. Adică nu poți să negi chestiile astea. Asta este o constantă, o realitate. Tu poți să alegi să te debarasezi de asta sau să te poziționezi în altă direcție. De nu vreau să accept chestia asta, eu vreau să cred în așa. Sau poți să o accepti și să te integrezi la ea. Și la fel, Jador e un tip foarte smart, culme. Păi nu, aici sunt 100% sigur, bă, un prost. Bă, nu poate să facă așa ceva. Au fost o grămadă de dubioși în țara asta care au fost celebri. De la Roxy Manelistă și nu știu, oameni care apăreau pe Laura Andreșan, direct. Laura Andreșan. Nici Laura Andreșan, doar asta o să facă în podcast, o să te contrazic. Și ea e o femeie extrem de deșteaptă. Nu, spuneai că au fost multe înainte. Dar ziceam de foarte mulți oameni, artiști de ăștia, trecători. Nicu de la Căzănei și tot felul de oameni. Și-au murit, au dispărut. Cu care au dispărut dacă n-au știut să susțină succesul, știi? Da. Adică... Oamenii ăștia știu să susțină succesul cumva. Rămâne de văzut dacă o vor face pe viitor. Bogdan de la Ploiești, că revenind la întrebarea ta, da, e un tip de succes, are un icon pentru o generație. Cum eu ascultam Salam la 16 ani, așa poate ascultă ei Bogdan de la Ploiești acum. Salam mi se pare că e undeva așa, la categoria Elon Musk. Este, dar e cum îl raportezi tu. Dacă aduci un puș de 16 ani acum sau de 18 ani sau 20, nu știu cine e, care e publicul exact, ținta lui Bogdan, o să zică că stai mă, nu știu mă, eu cu Salam, cu iar am pus-o sau eu sunt bomba nucleară. Și atunci aveau versuri amuzante și acum au versuri amuzante. Eu asta caut în manele, amuzamentul, să fie amuzant.
Dorian Popa? Trecem așa, de la unul la altul. Dorian Popa e... Cum e? Cu Gionuțele? Cum e? Gionuțu, Dorian Hăs, Gionuțele, cred că e cel mai mare icon al noii generații. Adică el e o legendă vie, cum zice Maneaua. Da. el e o legendă în viață. Băi, la cât muncește Dorian, eu întotdeauna îl admir și îl pun în comparație cu mine, sunt un leneș, tată. Da. Când te uiți la Dorian cât muncește, Dorian în momentul ăsta, da, acum cât filmăm noi, el e undeva cu camera și filmează. Face bani. Și face... Da. Dar nici nu... Bă, știi ce mi-a spus cineva și am crezut prima oară că mă ia la mișto, când i-am spus că dau drumul la proiectul ăsta. Bă, să te ajute Dumnezeu să faci vizualizări cât te face măcar câinele lui Dorian Popa. Cheluțu. A făcut 300.000 de euro, Cheluțu. Băi, am crezut că glumește. Dar uitându-mă apoi și aprofundând, chiar are dreptate. Cum poți, da, să facă un câine... 300.000 de euro. 300.000 de euro. Mie practic asta lipsește, un câine, nu? Zim tu mie că vine unul de pe YouTube sau de unde vrei tu și îl judecă pe Dorian și lasă-mă și cu nebunul ăla, când Dorian, în nebunia lui, el a reușit să facă un câine, să aibă, să genereze 300.000 de euro. E, cine e mai nebun, ăla care comentează sau Dorian care știe să facă banii ăștia? Bani. Și nu doar banii ăștia, succesul. Bă, gândește că Cheluțul o să o mirlească în câțiva ani, 10-20 de ani, cât că e câine. Dar Cheluțul o să rămână undeva acolo pentru o generație. Sunt copii de 6-7 ani care au ascultat piesa Noată Cheluțul și o să rămână peste 20 de ani, cum mi-amintesc eu de Asia, de 3 sud-est, de ce am ascultat în copilărie, ei o să rămână, bă, Noată Cheluțul, Noată Cheluțul, eu să-și amintească chestia asta. Acum, sincer, unde se va ajunge? Nu știu unde se va ajunge, contează foarte mult unde ne ducem din punct de vedere cultural. Pe mine mă sperie un pic rețelele de socializare că, ca și content, ne, da, ducem într-o zonă în care nu mai are moralitate nimic. Nu mai are. Adică am văzut farse în live pe TikTok în care oamenii își permit chestii cu polițiști, râde polițiști. Am văzut oameni pe TikTok care au furat din magazine live. Bă, o să ajungă la pușcărie să facă vlog, nu știu ce, am scăpat să pun un, da, vezi, da, da, prank, ce se întâmplă. Adică, deja sunt foarte multe femei dezbrăcate pe rețelele de socializare, nu știu ce ar mai putea dezbrăca. Eu cred că ne apropiem de un vârf al icebergului. Zici? Da, eu cred că ne apropiem de un vârf, pentru că nu mai, adică, oameni dezbrăcați sunt pe internet. Pornografie la un search distanță. Da. Infracționalitate, deja ai văzut, se amenință interlop cu interlop, da, live-uri. Deja au început pe lângă amenințări să și acționeze. Da, adică, da, te-am zis, am văzut prank-uri în care furau din magazine sau să filmau și după aia prindea poliția. Sau, bă, își dau unii altora tot felul de provocări. Își dau provocări, cadouri, da, cadouri. Da. Cadouri. Du-te și dărâmă raftul ăla. Da, că... da, exact. Deja intrăm în zona de infracționalitate și cred că la un moment dat toată lumea o să plictisească de genul ăsta de content. Știi? Hai, lasă, că deja am devenit prea serios și, da, nu stă bine. Bă, dai, umorul cum a evoluat în România? De când te-ai apucat tu de el? Da? Uite, dacă ne-ai spus de piața asta a manelelor cum a evoluat. Da, da. Și, da, foarte bine ai descris-o. Da, da, da. Foarte mișto, cum făcea Iri. Catering. Da? Știi când pleca Iri în acel reality show la plimbare, da, cu Monica? Da. Era la B1, dacă era, nu mă înșel. Da. Și Monica arăta în vitrină ceva. Mm. Știi care era replica lui Iri? E mișto. Toată... Simplu. Da? Simplu. Și toată acum, seria asta... Acum de ce mai e mișto, săracu, e mișto, că nu mai... E mișto. Nu mai, să, da, nu luăm numele Iriului în deșert acum, că e... Nu mai, da, e să... Na. Trecem de la una la altă. Spune, da, de, da, piața de umor. Cum a evoluat? Mai, eu sunt proaspăt în piață. Adică chiar dacă am maximum 10 ani de când activez Mas o Menos, e mult să vorbesc eu ca un istoric al umorului. Păi nu, ca... O raportare la acum 10 ani. Evolua foarte frumos. Eu am prins evoluția sau boom-ul stand-up-ului. Eu m-am apucat fix când a început boom-ul stand-up-ului. Dar fără, n-avea nicio treabă. M-am apucat doar că nu știam să fac altceva, știi? Uh-huh. Și nici asta nu știam să fac. Am zis, bă, cred că asta trebuie să fac, să scriu un text și să-l citesc. A evoluat în sensul că acum noi trecem la stand-up comedy printr-o perioadă de triaj, așa, știi? Se cern lucrurile. Adică la început a venit toată lumea, tot valul ăla de ai umor, tot publicul care credea că știe un banc, gata, poți să faci stand-up. Și între timp, mă rog, și-au dat seama că nu-i despre a vorbi cu tine, de a veni la un spectacol doar ca să te întrerupă, uh-huh, tine, ci e un act artistic. Cum te duci la teatru, așa ar trebui să fie și la stand-up. Uh-huh. Și s-au cernut acei oameni, adică n-au mai venit. Și acum rămâne un public corect care descoperă. Gândește că noi suntem în urmă cu vreo... 50 de ani, 70 de ani față de americani din punct de vedere al stand-up-ului, adică la noi a apărut în 2003, Mas o Menos, în America era prin anii 60, cu George Carlin.
Da, bine, cred că asta e și, fără să supărăm pe nimeni, diferența între România și America din toate punctele de vedere. Din multe, dar eu vorbind din punct de vedere al comediei. Da, aveam și noi monologe al Caragiu și Demrădulescu, știi, mai aveam pe la Revelioane și așa, dar nu puteai să-l integrezi la zona de stand-up, unde ai libertatea aia de a spune tu opiniile, nu de a-ți da cineva un text și ia. Dar știi ce spune aia care vă critică sau... cărora nu le place stilul ăsta al vostru. Știi ce vă transmit? Dom'le, apropo de Caragiu și de mari actori de comedie ai vremurilor apuse, dom'le, ne făceau să râdem, deși erau supuși cenzurii. Ei nu aveau libertatea de a spune orice. Ăștia, una, două, critică pe toată lumea, nu le face nimeni nimic și cu toate astea nu-s la fel de bun ca aia. Sigur că nu se discută cu E o caracteristică a poporului român de a aprecia o valoare după ce moare. Asta e o caracteristică. Gândește-te și cu ultimul lucru pe care mi-l amintesc a fost cu Regele Mihai, de exemplu. În care câți ani l-au înjurat oamenii pe Regele Mihai și după ce s-a dus era pelerinaș așa. Adică e o caracteristică a noastră de a fi ipocrit. Ca să o zic așa, știi? Și poate și eu am fost și poate mulți suntem în viața de zi cu zi. Acum tu trebuie să-ți astupi urechile, știi? N-aud, nu văd, știi, principiile alea tibetane. N-aud, nu văd, nu vorbesc și să mergi mai departe să faci treaba. Pentru că trăim într-o era hate-ului, într-o era în care foarte mulți oameni au volum. Că în televiziune în anii trecuți n-aveai volum. Adică tu nu puteai să, nu stăteai să scrii o scrisoare lui Viorel: dragă Viorel, ești un prost și mă enervează foarte tare cum i-ai vorbit domnului Dragomir. Nu stătea nimeni. Dar acum e la îndemână, știi, imediat: bă, de ce zici, mă, de Steaua, că nu știu ce se. Eu era a volumului, în care eu am voie să zic orice foarte repede. Ce... Dar care au fost locomotivele astea? Da, oamenii care au tras după ei toată evoluția asta a umorului în ultimii 10 ani. Poate și ca personaje care interpretează cum ești tu, dar și ca personaje care inspiră pe alții. De la alegerea ta. Din punct de vedere, ăștia 4-5 din punct de vedere al stand-up-ului, clar, fără niciun drept de apel, au fost primii care au început treaba asta și care au rămas constant și încă sunt aici. Bordea, Micuțu, Bobonete, Teo Vio Costel sunt din start niște personalități ale stand-up-ului pentru noi, pentru că sunt cumva părinți, adică și ei au descoperit cum se face treaba asta neavând atât de mult acces la, la internet, știi? Da. Nu prea era atunci, dar înainte a mai fost Vacanța Mare, care a pus un pilon al umorului foarte bine stabilit. Băieții ce au făcut s-au dus doar în altă zonă, știi? Adică sunt mulți mari artiști, sper să nu omit pe nimeni. Bendeac pe personaje. Bendeac ți-a fost practic cel mai familiar, așa, sau dacă vrei un mentor? Idol. Adică pot să merg Vacanța Mare și Bendeac, pot să-i pun în categoria de idol. Adică visam să ajung ca ei. Bendeac cred că e mai mare ca mine cu doar 10 ani. Dar cumva diferența era mare, că când avea 26 și deja făcea lucruri, aveam 16 ani și eu limitam pe el cum imita alte personaje. Mă uitam cu atâta admirație de... abia așteptam să văd să apare ceva nou, știi? Deci da, mi-a fost așa un punct. Până dar tu când ți-ai descoperit prima oară în viața, în copilăria ta, calitățile astea? Eram mic, până în școală. Îmi plăcea să fac oamenii să râdă. Adică eu n-am o poveste din asta de super succes ca un milionar din America care a început într-un garaj și după aia a descoperit, știi? Pe la 6-7 ani imitam fie membrii de familie, fie ce vedeam la televizor. Eu am început cu Vacanța Mare. Mă uitam foarte mult la Vacanța Mare și a doua zi, după ce vedeam duminica seara, vedeam la televizor emisiunea, a doua zi, ce mi-aminteam eu, reproduceam la școală Leana, Costel, Garcea. Și s-a dus din vorbă în vorbă. S-a dus din vorbă în vorbă. Alutănase, nu? Alutănase. Da, știa că eu când apare, de regulă la serbări și la astea, toți copiii erau așa mai sfioși, știi? Când trebuia să zic. Mie îmi plăcea să rețin poezii, îmi plăcea să învăț poeziile celorlalți. Și șopteam de acolo: vulpe, tu mi-ai furat gând, dă-mi-o înapoi. Știi? Și ele ziceau, mai uita, cântece, poezii de-astea. Îmi plăcea chestia asta și de mic am făcut chestia. Limitam pe Ștefan Bănică Junior, dansam Ștefan Bănică Junior. Adică mă uceam și în dans și mereu testam zone noi, știi? Puneam piciorul, știi, îmi place chestia, da, îmi place. N-am avut un context cultural atât de bine dezvoltat ca să pot să evoluez. Da, ți-ai dat seama, eu asta vreau să fac și... Nu mi-am dat seama, nu? N-am știut de la început de drum. Eu apoi am venit în București să fac o facultate, am descoperit o școală de televiziune, m-am și am făcut cursurile acolo,
Acolo mă învățam mai mult să fiu prezentator slash reporter, nu-mi plăcea zona asta, am rămas sărac, lipit, vai sufletul meu, și fără școală și fără nimic, nu știam ce să mai fac. Și aveam un telefon Samsung S2 și acum mi-aduc aminte, cu cameră pe față de 2 megapixeli, mai mult auzeai decât vedeai cu el. Și am început să vorbesc cu camera aia, înainte să fie era vlogul și așa, nu știu, da, da. 2000. Dar nu te-aș fi văzut vreodată, sau nu cred că nici tu nu te-ai fi văzut vreodată făcând altceva. Deci un corporatist din ăla, venind la muncă. Eu viseam să ajung fotbalist când eram mic. Asta mai merge. Bă, viseam să ajung fotbalist mare de tot. Eu, da. Deci mi-amintesc că... Tare de tot. Stăteam în sufragerie, care era dormitorul meu, da. Un dormitor mai mic, știi, că nu aveam sufragerii pe vremea aia, și stăteam noaptea după ce se culcau a mei și mi-imaginam așa cum sunt un stadion și dau gol, mușcam cu un balon, mereu aveam un balon și mă prefăceam că dau gol așa și mi-imaginam cum aplaudă suporterii și m-au lăsat ai mei să mă duc la fotbal. Că nici nu era o zonă foarte bine dezvoltată din punctul ăsta de vedere. Adică aveam Oțelul Galați aproape, la vreo 30-40 de kilometri. Tu ești din Tulcea. Eu sunt din Tulcea, da. Și Farul Constanța. Eu nici n-am fost un talent deosebit în fotbal. Îmi plăcea fotbalul, că îmi plăcea că vedeam la televizor. Și dacă e o chestie pentru care le mulțumesc toată viața lor mie, că nu m-au lăsat să fac asta. Da. De regulă, oamenii mulțumesc părinților că i-au încurajat. Da. Mie îmi place, paranteză, mie îmi place de aia, mă, care au jucat și în copilărie fotbal. Da? Și acum, la maturitate, ca să nu spun bătrânețe, se laudă ei, spun, băi, am fost talentat. Da. Chiar jucam bine, dar ai mei mi-au spus, bă, trebuie să te hotărăști. Da, da, pe da. Care drum mergi? Ori școală, ori fotbal. Da, bă, da, 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 bă, da, eram bun, da? Da, de școala, da. Ca și era pe vreme. Și da. Cred că n-au jucat așa... Nu. Decât în curtea școlii. La mine l-au văzut. La mine gândește că nici nu eram familie vreun microbist. Eu n-am niciun microbist în familie. Adică eu n-am crescut cu cultura fotbalului. Și îți dai seama că tata nici acum nu știe săracul ce e offside-ul. Dacă sta, cum să mă dea el pe mine la fotbal dacă el nu știe ce e offside-ul, nu face diferența între foul și hands. Da. Îți dai seama că pentru el e dificil. N-avea cum să mă direcționeze în zona asta. Plus că nu, eu știam să mă prefac că știu să joc fotbal. Eram foarte bun actor în teren, știi? Aveam mersul ăla de fotbalist. Stăteam la pomană într-un fel. Când primeam o pasă, dădeam repede să scap de ea. Era foarte greu să mă îndrum pe mine în a mă face fotbalist când nu era chemarea. Dar îți mai aduce aminte, fac apel la memoria ta, e spontan așa, toată da. Discuția noastră, da, asta parcă e foarte spontană, dacă mă pot exprima astfel, de primul moment pe care l-ai pregătit așa în cariera ta de umorist. În copilărie, probabil. În măcar copilărie. Așa, două, trei vorbe. Mi-amintesc un moment marcant în viața mea, a fost în liceu, da. Când i-am imitat pe profesorii, de față cu ei, într-o nu mai știu sărbare. Cum era, nu era sărbare, era ziua liceului, se făcea o competiție între clase, îi zicea Moisi Vision, că liceul era Moisil, și tematica era Caragiale de ieri și de azi. Și eu am făcut repede o scenetă cu colegii din Caragiale de ieri, nu mai știu, era un profesor, îmi scap acum, care, ca text mi-amintesc, da. Deja, Borzăscule! Ce înțelegi pe-n dreapta? Și era prin curba, care nu-i dreapta, domnule. Păi nu așa, Loza, nu așa. Nu vorbi ca Ardani, vorbește ca școlerii. Tot limitam și pe profesorul ăla. Era un moment cu piersic, dacă nu mă înșel. Îl găsiți în arhivă, e pe YouTube. Și imediat mă schimbam, că de atunci îmi plăcea să mă schimb repede în personaje, și veneam și imitam pe profesorii noștri de azi. Bă, și a fost o... A râs toată școala, pentru că toți îi știau, imitam pe proful de mate, la care eu nu prea mă duceam, și proful de mate avea o părere destul de proastă despre noi cei care făceam științe sociale sau filologie, pentru că noi nu prea făceam matematică. Da. Și era, și tu ce vrei să ajungi în viață? Știți că vreau să mă duc la... Tu o să ajungi în Spania la Căpșuni, n-ai nicio șansă. Și începea numai în destea, ne dădea exemple din astea. Vezi că îți trebuie, chiar dacă tu te duci în Spania la Căpșuni, trebuie să știi să aduni mere cu pere. Că dacă nu adun mere cu pere, nu o să-ți dea rezultatul. Așa, și el râdea foarte înțelept, da. Așa. Da. Și toți profesorii au gustat, mai puțin profesoara mea preferată, pe care am îndrăgit-o cel mai mult, profesoara de geografie, care era și cea mai ofertantă. Da. Era o doamnă, și este o doamnă din Moldova, și care avea genul ăla de doamnă care înțepa băieții așa, știi, cu glume. Era, da, și faci șeful, mănânci la ora mea? Da, și... Da, și ai că scoși eu copanelul din geantă și mă pun și eu să mănânc. Știi că nu mai franc cu un biscuit din,
De și s-a supărat foarte tare pe mine. Și ne-am împăcat anul trecut, după 10 ani, la întâlnirea de 10 ani ne-am reîntâlnit și cumva a fost așa o împăcare tacită, știi? Cumva i-a părut și rău că s-a supărat, mi-a părut și mie rău că am imitat-o poate prea dur, da. Dar uite că există un bici pentru asta. Uh-huh. Știi? Adică m-am simțit așa ca bufonul generațiilor trecute, că știi că bufonul la Casa Regală pe la 1500-1600, scopul lui era să-l facă pe rege să râdă. Hă, și regele mai pune, ei imită-mă pe regină, ia fă-l pe nu știu care. Doar că pe vremea aia, oricând putea să se trezească un voievod, un cineva, să zică, ia tăie-mă gâtul, mie nu-mi plac glumele astea, știi? Adică riscai să mori pentru umor înainte. Da, apropo de asta, care sunt, cu ghilimele sau fără, bufonii zilelor noastre? Nu din rândul vostru, celor care vă ocupați cu așa ceva, din viața de zi cu zi. Dom'le, râs de mori când îl vezi pe ăla. Băi, sfăi, plin TikTok în zilele noastre de... dacă... Nu, personaje cunoscute, hai să le... personaje care de, de unul ai spus deja, de Serghei. Serghei când apare, m-a spus și aici la mine. Râzi, e un om efervescent. Aia că a murit regina și a rămas cu John. Adică ce mai vrei? Da? Da. Da. Băi, e dubios, e foarte mult despre ce îți place ție. Știi, uite, mie îmi place Serghei, dar altul poate să se enerveze foarte tare, să zică că... A, mă, lasă-mă și cu ăsta, că băiat de banca... Că a dus-o bine, comunist. Bă, să moară mama dacă nu, când începe Serghei aceea, dacă nu, râdă... eu râdă, mă prăpădesc, nu mă interesează ce a făcut el, cum a făcut el. E amuzant. Bă, mă uit la ce face omul acum, e amuzant. De Serghei ar fi unul. Serghei e departe. Îmi place foarte mult și cum e viața reală și cum e caracterul lui Robert Tudor. Da. Îmi place. Eu, la fel, e un om la care eu pot să râd oricând la magicianul Robert Tudor, care îi va, dintr-o dată, scoate ceva, scoate un iepure, dă-n fund, îl pune pe masă, îl face, are o rotiță, merge singur. Da. Foarte tare. Și mult timp pentru mine, adică mă uitam la meciurile Stelei sau FCSB-ului, pentru Gigi Becali. Abia așteptam reacțiile lui după meci. Bă, e omul, e... Bă, ce s-ar fi făcut România asta fără Gigi Becali? Nu știu. Nu, serios acum. El că-l iubim, că nu-l iubim, că-l îndrăgim, că nu-l îndrăgim. Da, nu știu. Bă, el e un personaj... E un personaj, da. Cu da. Majuscule. Da. Așa, bolduit. Da, 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 da. E un personaj în știi cum e? Exact, la Gigi Becali chiar se potrivește aia. Bă, dacă nu era, trebuia inventat. Da, exact. Bă, deci el a avut în toate zonele în care a ieșit, nu știu dacă neapărat succes. Dar parte de atenție majoră, succes n-a avut, e clar în toate spontaneitatea asta, noi de multe ori ne confruntăm în umor cu asta, că nu se vede și partea nescrisă, știi? Da. Se vede doar ce cu ce ești și noi. Și gândește că tu stai, te chinui să cauți caracteristici ale unui personaj, să te gândești cum să fie mai nebun, să zic așa. Băi, și apare un om spontan, ca Gigi Becali, ca Serghei Mizil, care spune niște chestii, băi, efectiv, acum pe loc. Deci, uite, mă... E mult mai bine decât ce pregătim noi. Becali, fenomen, fenomen. Da. Îmi spunea un unchi de-ai mei din provincie, venit la București, că în momentul în care l-a zărit undeva în preajma palatului sau în trafic, a coborât din mașină să facă poze cu el. Da. Adică la nivelul ăla, precum un star din ăsta. Și eu când am venit în București prima dată, eu eram fascinat de oraș. De-aia am venit, pentru văzusem la televizor tot orașul și era mamă, Arcul de Triumf, mamă, Casa Presei Liberi. Și am trecut, una dintre aceste știi, lucruri pe care le-am văzut a fost palatul lui Gigi Becali. Știi, palatul, celebru palatul, unde cheamă lume la palat, îl dau afară, le-a la palat, știi? Am fost, cred că am fost cel mai impresionat de acest obiectiv turistic. Adică, bă, Arcul de Triumf, da, e frumos, Casa Presei, e drăguț. Bă, dacă n-am văzut palatul cu Iisus acolo, de aur la intrare, zic, du-te, știi? Genul, ne mirăm noi românii, niciodată nu ne mirăm aprecind, ei, e superb, du-te, nu pot, dă-te. Pe vremuri mai ținea la glume, mai ținea la Caterinca, dar acum, odată cu înaintarea în vârstă, adică știi, e celebrul momentul ăla cu Bendeac venind la palat și l-a primit și a intrat în joc și adică ăla e fabulos. Asta spune multe despre Gigi Becali. Nu dă curs... Da, bătrânite, a intrat în zona asta de... supără FCSB-ul, a plecat și Dică, adică s-a supărat. Mă, eu cred că și supără rezultatele, că eu cred că, eu pun pariu că mâine dacă FCSB ar câștiga campionatul, bate un lemn că eu-s rapidist. Se bucură. Eu cred că ar mai scoate niște momente spumoase, pentru că... Omul care ne primește aici, da, și ne găzduiește aici, hashtag aici, Ninel. Da? Rapidist. E rapidist, da, Ninel Dănilă. Hashtag rapid. Da. Eu cred că și toate momentele savuroase pe care le avea Gigi, sau majoritatea momentelor savuroase, au fost în momente de euforie. Nu prea, când s-a enervat, nu prea le ții minte. Ții minte pe ăla cu Ajax-ul, cu blom tămâie, dăm tămâie, 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 uite așa, cu
păstrăzile alea. Ăla cu Ajax, da? E ăla cu miau, miau, miau. Miau, miau. I-am dat telefonul Cristi Borcea cu număr ascuns. Ții minte, celebru cu... Da. Ce-a mai avut Gigi? Când a, s-a urcat pe mașină. Pe mașină, și, da. Sunt foarte multe. Îi momente spunea de oamenii, sus, sus, sus. Sus, s-a urcat, da. Uite așa stătea, regele române, războinicul luminii și da. Ce mai era. Deci momente de euforie. Eu cred că o bucată din el s-ar mai trezi dacă ar mai exista rezultatele de atunci. Pentru că atunci erau rezultate în fotbal. Da. Adică asta cu să mă calific în cupa UEFA era... Da, da, normal că mă calific în grupe. Să văd câștig sau nu câștig. Da. Că asta era. La noi, ăstea, Barcelona, Real Madrid, cine mai? În rest, tocană, tocană. Bă, era savuros. Hai că am și eu, uite, mi-am scos aici o listă. Dacă tot ai... Dacă tot ai trecut așa, mai mult sau mai puțin în zona asta de a imita pe cineva și talentul ăsta, m-am inspirat de pe YouTube, adică nu ți-a ascuns. Dar acolo ai făcut atâtea personaje încât ne-ar apuca Revelionul, mai ales că nu mai e mult până acolo. Apropo, dacă doriți să faceți Revelionul, și hashtag aici este o opțiune foarte, foarte potrivită. Deci am scos așa pe ăștia pe care am văzut că îi faci cel mai bine. Da? Iar timpul alocat rămâne la interpretarea ta pentru a-i imita. Serghei Mizil. Da, mă, da, să moară, mamă, că nu veneam la tine la podcast, mă, ce-și, eram ciști până eram beat acum. Să moară, mamă, că nu... Am venit aici, că m-am gândit că dai judam, dai apă. Păi să moară, mamă, n-am băut apă de la naștere. Că m-a băgat în cazanieră, să moară, mamă. Da. Bergodi. Cristiano Bergodi. Cum să dice, e... Nu știu că îmi place la România, e o locație frumoasă, că dacă aveați aici și Coloseum, era senzațional, chiar nu poți să pui altceva decât acqua, că acqua nu intră. Ce spuneți de mangi, ați văzut ce a făcut la Craiova? Nu mai comentariu, că o carieră grea, că se întâmplă beții, au probleme, ca orice fotbalist. E chiar mi-e sete acum, că mi-a făcut poftă de apă, că a băut și domnul Serghei înainte. Prego, prego. E domnul Serghei, dacă nu beau eu apă. Ion Țiriac. Da, ce-i vrea să știi de la domnul Ion Țiriac? Există o regulă. Când ați făcut primul milion de euro? De dolari, că nu erau euro pe vremea. Și la ce se folosește să ai un milion de euro? Ai numai atâția bani ca aceea pe care i-ai cheltuit astăzi. Dacă mâine dă o mașină peste tine, la ce se folosește milionul ăla de euro? Aveți dreptate, da. Andreea Marin. Nu e așa. Mama, n-am mai făcut-o, îți dai seama că să trec din personaj în personaj. La unele trebuie să îmi amintesc ultimul moment când le-am făcut, știi? Că îți dai seama, eu trecând mereu la altele, știi? Da, dar timbrul ăsta vocal face toți bani. Nu e așa. Atâta îmi amintesc de la Andreea Marin. Nu e așa. Și râs ăla drăguț. Vadim Tudor. Nu știu ce aș putea vorbi cu tine, nu știu dacă ne-am mai văzut, nu mi-amintesc exact fața ta. M-ai chemat până aici, am mers aproape o oră, că vin dincolo de zid, din Tunari, care e la mama dracu un praznic față de centrul Bucureștiului. Și acum vrei să-ți imit personaje? Dau-o! Nu vrei tu de nenorocit? Mă faci să stau să fac accident cu toată lumea în trafic doar ca să mă servești cu apă? Că ți-aș arunca și apa asta în ochi, dar nici apa nu te suportă. Florin Piersic. Extraordinar! Dar plecați, mă, băieți, acasă, că vorbesc eu aici. Deci mi-amintesc, eram cu Marga Barbu, tot aici, dar nu era aici. Extraordinar, perfect ne înțelegeam, extraordinar, nici nu mai știu cum ar, foarte frumoasă, mai frumoasă ca tine. Mai frumoasă. Da. Bendeac? Frățioare, nu știu ce aș putea să spun. Sunt două personaje acum în interiorul meu, care mă fac să plec și să rămân. Adică mie cineva când îmi spune, imită-mi un personaj pe loc, îmi vine să-i dau un pahar de apă și după aia să-l ling pe față, să-i beau apa aia. Adică sunt mai multe lucruri care mă încearcă. Nu știu ce aș putea să spun. De regulă nu vin la podcasturi, dar acum am acceptat să vin la podcast pentru că poate o să te chem și eu pe tine la mine. Într-adevăr, așa funcționează. Da. Sorin Ovidiu Vântu. E ca la nuntă, mă, acum. Da, da, exact ca la nuntă. Paranteză, exact ca la nuntă. Vin ca să-mi vii. Da, asta e. Exact ca la nuntă, da. Sorin Ovidiu Vântu. Cum ai cu... Salut, generație! Toată lumea vorbește de aceste podcasturi. Niște afacături, o generație de proști care n-au altceva de făcut decât să pună două microfoane
și să se înregistreze. Extraordinar. Ce faci tu pentru țara asta, generație, vorbind cu alți oameni? A, vorbești lucruri pozitive? Poate. Dar dacă vorbești de tâmpenii, de umor, umorul ne salvează pe noi în țară. Nu, banii. Un adevăr pe care l-am spus foarte rapid. Mulțumim sponsorului nostru. Da, Dorian Popa. Oh, hâț, Johnule! Dă, Johnule, încoace apa asta că o beau eu, hâț! Hâț, cu bună dimineața! Beți apă, Johnuților, că este foarte bună, hâț! Cheluțu, ia și noată, ia apa asta și noată. Celentano. Mamă, Celentano, și uita că îl limitam pe Celentano. Păi da, wow. Am să te pun și... Dar tu ai săpat, adică... Săpat, da. Jurnalist, bătrân. Mamă, da. Stai așa. Ceau, mama, dracu, faceți, măi? Dai o bere? Zi, mă, Viorelea, dai o bere, mă, ții așa pe apă și pe microfon. Poți să iau eu ăsta să-l vând? Ah! Hai că nu te mai chinui mult. Gigi. Gigi acum. Gigi. Că eu am Gigi mai mult. Gigi oricând. Eu am Gigi mai mult. Cel mai tare de tot. Bă, tată. Acum, eu nu i-am zis lui Dică să plece el. Dar dacă vrea să plece, eu nici nu le împiedic. Mai înțeles? Mă gândesc să-l aduc antrenor pe băiatul ăla de la antrenează pe David Popovici. Că ceva o face el bine, dar au băieții ăștia pe și să-l bag pe David Popovici atacant, da? Că îți dai seama, atacant fundaș îl bag. Că la cât de repede nu atât, gândește cât de repede aleargă. E și în atac și în apărare. Și Giovanni. Uf, da. Prea vorbești urât. Prea mă pui să imit personaje. Prea mă ții pe apă. Adun și tu să jucăm un poker. Că dacă nu... Și dai cu apa asta. Da. Bravo, uite. Giovanni, bravo. Oricum, e mult mai liniștit. Bravo, mai... Stai că n-am încheiat. Bravo. Da, nu e ușor. Frumos. Nu e ușor. Nu e, mai ales că gândește-te că tu ca să treci la personaj la altul, trebuie repede să te raportezi la... Bine, acum te-am și supus unui tir din ăsta foarte, foarte rapid. Ce e cel mai greu? Dar nu e ușor. La genul ăsta de improvizație, ce mi se pare cel mai greu și am avut multe discuții cu oameni în televiziune care tot așa mă chemau, cum m-ai chemat și tu și am făcut chestia asta, e... Trebuie o linie trasată despre ce să vorbească personajul ăla, că noi din asta plecăm. Și ca și la improvizație, tu trebuie să-mi dai o situație, știi? Adică, de exemplu, când mai faci asta, dacă o faci cu Rusu sau cu alți oameni care mai vin, bă, dă-le să vorbească despre ceva, asta e cel mai greu. Eu acum am vorbit despre că suntem noi aici. Nu am vrut nici să ne întindem. Da, nu bineînțeles, că n-am fi am făcut-o spontan. Exact. Dar pentru un actor sau în general, e bine să se raporteze la ceva, ca tu poți să legi personajul ăla în imaginația ta, știi? Adică dacă dădeai Serghei Mizi la piscină, dau un exemplu, imediat raportam la tot ce ar zice Serghei Mizi la piscină, cum se dă la o gagică, cum se îi face complimente, cum se aruncă el în apă, să moară mama, ia păreci, să... nu știu ce, dacă duci Gigi Becali la piscină, e cum îi dă bodyguardul pe toți afară să rămână el cu piscină, știi? Întotdeauna trebuie o situație. Alegi o temă cumva, să își facă omul ăla un scenariu, cam cum ar decurge o discuție, o poveste acolo. Exact. Și de regulă generează ție ca actor mai multă spontaneitate, cât generează o nișă în care să te duci. Altfel tu te raportezi la niște, cum am făcut eu, că ce am făcut e super basic, la niște chestii vagi despre personajul ăla, care mai sunt sau nu mai sunt de actualitate. Și mai ai pe YouTube și chiar vă invit pe cei care ne urmăresc, invit să se uite, 5 antrenori pe care îi imiți. Foarte mult mi-a plăcut sketch-ul. Bergodi, Adimutu, Mutu, Reghe, pe care l-am imitat și de care mi-e foarte drag ca om, adică l-am cunoscut o singură dată, ne-am întâlnit și băi, un om atât de bun să-mi bat picioarele. Am văzut atâtea prostii în presă de-a lungul anilor despre el și mi se pare un om de o calitate, exact cum l-am văzut și în alte podcasturi, știi? Pe net, bă, de o calitate și de o calmitate. Adică dar circul ăla ce spui cu Ana, cu bărbiala aia. Nu știu, fiecare are probleme acasă. Adică eu cred că ce s-a întâmplat la ei a fost un ghinion. Ce s-a întâmplat la ei, să rămână la ei. Da, eu cred că toată lumea are probleme acasă, nu sunt singurii din țara asta. Toată lumea, mamă, că ce-au făcut, bă, cu toți avem probleme. Nu, poate nu se ajunge atât de departe, nu se ajunge să ne filmăm, dar cu toți am avut situații și țipături groaznice. Deci Reghe, Mutu, Bergodi. Contra? Nu l-am făcut pe Contra. Da. Pe Contra l-a făcut Ionuț. Ionuț, da. Cine era, mă? Mai era unul, îmi scap acum. Eu știu că ultimul era Gigi.
Că, bă, păi când, tot antrenor. Eu când am tot antrenor. În mintea mea când am filmat, pentru că durează de la filmare până la postare, durează ceva timp. Eu nu știam dacă să mai rămână Dică, de aia nu l-am făcut pe Dică. Și ai avut dreptate. Și bă, l-am făcut pe Gigi, zic, bă, în caz că... Da. Da. A, pe Emil Sandoi, care mi-e un personaj. Da, da, care îmi place foarte mult, Emil. Îmi place stilul cum vorbește și îmi place dragostea lui pentru fotbal foarte mult. Și l-am urmărit în foarte multe interviuri în care era foarte nervos că a fost furat. Și chiar și noi am discutat într-o ediție mai chemată cum a fost el furat de niște arbi. Și într-adevăr, săracul, a avuseseră la Chindia, dacă nu greșesc, niște meciuri și eu urmărind acele interviuri, nu-l cunosc personal. Dar dai seama, e un om admirabil. Extra. Da, și mereu elegant, mi s-a părut că iubește fotbal atât de mult. Sper că asta a reușit și din parodia mea, că mereu sprijină noua generație și tineri jucători. Și e un personaj tare drag sufletului meu. Spune-mi de ceea ce se întâmplă în prezent, sau da, și în prezent și de ceva vreme la voi la stand-up. Multă lume spune, domne, nu vin că se înjură. Se mai înjură? Asta e întrebarea. Se mai înjură la podcast? La... Nu, la podcast nu. La podcast nu. E, nu. La nu, e musai, nu e musai. Adică jurat e calea ușoară în umor, dar nu, nu mereu se înjură la stand-up. Adică oamenii care zic asta n-au fost la suficient de multe show-uri. Nu poți să te duci la un show, două, și să-ți dai cu părerea să se înjură. Eu de preconcepția asta m-am întâlnit și în televiziune. Eu cum am dus și am fost moderator la matinal, oamenii credeau că gata, eu o să mă duc la prima oră și o să zic și o să dreg. Băi, nu e, se poate și fără. Noi putem să creăm o înjurătură din orice. Da. Scaunul mătii poate să fie din start, pentru noi o înjurătură. Păi e și bancul ăla, un concurs din ăsta, când vin tot felul de oameni din tot felul de țări și când ajunge la al nostru, iată, mi-am mai adus aminte de un banc, la român, se împiedică ăla înainte să intre pe scenă de ceva acolo, în drum, de un cui, ceva, înjură 10 minute non-stop. Da, de supărare și când ajunge pe scenă și gata, putem să începem? Da? Da. Da, bine, n-am umorul tău. Nu, n-am pretenția. N-am pretenția să am umorul tău. E foarte dureros. Altfel eram în partea aia, nu aici. Poate ți s-a întâmplat și ție să ți aminte. Noi românii oricum avem chestia asta. În momentul în care cineva zice un banc, tu instinctiv te gândești la alt banc să-l zici înapoi. Jumătate de... Cumva să nu te faci de râs, stai puțin că știu și eu. Eu încerc să-mi aplanez cât pot de mult această pornire, pentru că în bancurile nu sunt punctul meu forte. Când eram copil, le știam pe toate. Bă, da, acum niciunul nu-mi rămâne în cap. Să mor dacă îmi rămâne vreunul în cap. Unul singur, mi-amintesc că l-am mai zis, de ce intră Iisus mereu în baie la femei? Pentru că pe ușă scrie Doamne. Mi-a plăcut mie bancul ăsta. Nu știu, de aia nu n-ai știu avut de probleme cu bancurile de genul ăsta, nu? Nu știu. Bine spus, e undeva la o televiziune, la o, nu în public. Băi, avem umor. În continuare mi se pare că televiziunea, din păcate, din cauza cineaului, se ascunde așa după o perdea din asta a falsității, care nu, adică înțeleg zona de morală, să nu ne ducem în grobian, dar în același timp, bă, hai să fim serioși. În viața de zi cu zi nu ne purtăm ca la televizor. Apropo de diversificare, tot la ce ai văzut și tu, ce ai trăit, pe unde ai fost. Bă, bun, avem un repertoriu vast de înjurături. Bă, da, mai există, întrebarea aceeași, dar cu altă direcție, mai există vreun alt popor care să își facă, să facă haz de necaz precum românii? Nu știu, murim de foame și când suntem super bogați și când avem o problemă și când tot râdem. Da, s-ar putea asta să fie calitatea noastră supremă. S-ar putea. Nu cunosc eu atâtea popoare, dar știu sigur că prin țările săraci din Africa, ăia de exemplu dansează. Ăia de foame ca și noi de foame sau de sete, ăia dansează. Noi facem mișto unul de altul. Adică și acum când a venit asta, povestea asta, ce s-a dovedit a fi, serios vorbind, un fake cu Elon Musk. Au început tot felul de glume din astea cu unde e portofelul meu, radar la intrare în bran. Băi, nu știu, suntem un izvor din ăsta nesecat. Adică abia așteptăm o poveste din asta ca să dăm drumul la... Comedia vine din suferință. Adică dacă luăm formula matematică a comediei, comedia e egal tragedie plus timp. La modul că, să dau un exemplu, tu acum dacă te împiedici și îți rupi piciorul... Da, efectiv, să te împiedici ca prostul să-ți rupi piciorul, tu acum o să suferi și o să fii supărat o lună, două, trei, până să se repară piciorul. Dar tu peste un an o să vii să povestești, băi, să vă zic cum mi-a rupt eu piciorul, cu umor. O să zici, vezi cât de prost sunt, mi-a rupt piciorul. Deci, efectiv, m-a ridicat de la masă și m-a împiedicat și am căzut în tănase și mi-a rupt piciorul. Știi? Înțelegi? Asta e formula matematică. Iar la noi în țară a fost tragedie destul de mult timp ca să creăm comedie. Crezi că e și în gena noastră
această caracteristică sau ea a luat naștere, s-a conturat pe măsura problemelor, nevoie. Nu cred că erau de la daci, că mamă ce amuzant erau daci. Cu excepția unora ca tine, care ai un talent pentru asta. Cred că s-a dezvoltat prin părinții noștri, prin neamuri și prin acțiunile care s-au întâmplat în țara asta. Uh-huh. Că, na, dacă, eu am zis, cum am zis-o și la început, dacă te uiți de la începutul istoriei poporului român, bă, noi ne-am ținut de șotii. Gândește să-ți vine ideea de a pârjoli pădurile, de a otrăvi fântânile, da, de a face chestii. Bă, eu cred că cineva după ce a făcut chestia asta, deci noi am început prank-urile, provocările astea care sunt challenge-uri acum pe YouTube. Asta mi se pare că pe vremuri le făceau moldoveni. Băi, iată ce faci. Le otrăvim fântânile. Da. Să moară, mă, dacă nu o să gândă să bea, o să moară. Păi de ce mai bem, prostule? A, la asta nu m-am gândit, știi? Deci cred cumva că din frică, din sărăcie, generezi umor. Da. Ai văzut când mergem în alte țări, mult mai civilizate, mai dezvoltate, mai sobre, așa. Oameni reci, tot timpul auzi asta. Nu mă pot adapta, domne. Oameni reci, nu râd cu tine, nu. Depinde. Nu peste tot sunt oameni reci. Adică mie îmi place chestia asta din afară, unde oamenii zâmbesc când intri într-o locație sau când i-a ajuns cu ceva sau mereu cu zâmbetul pe față. Ai văzut că toți mergem și ne mirăm, dar ne mirăm tot așa cu oarecare scepticism și cu oarecare frică așa pe față, știi? Dar în același timp ne-am dorit să fim ca ei. Și mi se pare că începe să se întâmple chestia asta. Cel puțin eu în București o văd mai mulți oameni zâmbitori pe față, văd mai cu zâmbete, știi? Da, văd da, mai da. Mulți oameni care sunt deschiși să te ajute, care sunt mai atenți la societate. Deci nu mi se pare că ne ducem într-o zonă rea. Dar nu crezi că la spectacolele astea ale tale, da? Da. La stand-up, vin foarte mult, sigur, în primul rând să se relaxeze, să se descătușeze, dar și pentru că tu, sau unul ca tine, sau voi acolo, aveți curajul să spuneți lucruri pe nume într-un context în care se regăsesc ei. Gen, domne, îl văd pe George Tănase vorbind despre un anumit subiect, da, și îl văd în același timp pe șeful meu, care mă critică așa, îmi vorbește așa. Da. Noi ne uităm mai atent. Ce facem noi diferit în comedie față de oamenii care vin la comedie e că noi ne uităm mai atent la anumite lucruri decât te uiți tu ca om în viața ta de zi cu zi. Da. Adică dacă tu acum pentru tine e normal, absolut normal să stai la masă și să bei un pahar cu apă, eu sunt atent la detalii. Iar unul dintre detalii ar fi cum stai tu așa cu mâinile. Tu nu-ți dai, pentru tine e o relaxare, e o ceva normal, dar eu pot să fac un moment de umor despre cum stai tu așa cu mâinile și, bă, nu știu, aștept să vină cineva de la baie, de exemplu, știi? Da. Și tu zici, bă, da, dar nici nu m-am gândit la chestia asta. E, noi încercăm să ne gândim la ce nu se gândesc oamenii în general, da, știi? În zona asta. Cum eu mă uit la o casă, de exemplu, că, bă, e o casă. Un arhitect o să vină și o să-mi zică niște detalii. Da, dar vezi că, uite, ăștia nu sunt puși foarte bine și aici îmbinarea nu e foarte bună și aici poate să ți se strice în câțiva ani și nu știu ce. Eu nu le văd, știi? Da. Cumva asta e asemănarea între meseria noastră și alte meserii. Nici nu m-am făcut, cred că, foarte bine înțeles. Uite, a fost filmul ăsta. E, da? Deja a fost premiera, deja are niște săptămâni la activ. Team building, da. Da? Bă, mulți dintre cei cu care am interacționat, l-am văzut și eu. Da? Eu nu lucrez în... Mă rog, sunt într-o corporație, dar n-am regimul ăla de lucru, da, datorită meseriei și libertății acestei meserii. Bă, mulți îmi spuneau, bă, așa se întâmplă, mă, la noi. Cu Kind Reminder, da, cu așa se întâmplă ce... peste tot. Adică filmul e universal valabil. Cred că dacă ar fi fost făcut în engleză, ar fi bubuit, are șanse să fi bubuit internațional. Chiar așa se întâmplă, numai că Matei și gașca lui au luat o decizie foarte bună să-l facă românesc, pentru că noi nu prea am avut variante române. Adică genul de filme team building american, da, s-au făcut și le-am văzut și revăzut. De la chestii mici, American Pie, care, da, mă rog, da, tot da, în zona aia, la da, zona de team building, s-au tot făcut. Dar varianta românească cu umorul nostru românesc, cu înjurăturile noastre, cu felul nostru de a fi, nu se mai făcuseră. Și ei au punctat foarte bine treaba asta. Și dar eu mă așteptam așa să fii supărat oarecum pe scena aia cu Rapid, care a fost scoasă. No. No? Eu am militat pentru scena aia și pentru că mie mi-au scris oameni. Mi-au scris ca și când am primit mesaje, bă, vorbește, mă, cu bromania ăla, mă, că, bă, ești fratele de ale nostru, rapidist, ești nebun la casă, scoate. Și am încercat să-i explic. Să scoată. Da, să scoată. Eu, ca un apărător, da, eu sunt rapidist, iubesc clubul ăsta, cred că e prima mea dragoste, Rapid ever. N-am avut fată, n-am avut o iubită, o prietenă când țineam cu Rapidul. Dar, în același timp, iubesc și meseria mea și îi înțeleg pe băieți și înțeleg intenția. Pentru că eu încercam să explic unui domn în comentarii fix următoarea chestie. De ce au voie să ducă 5.000 de suporteri, 10.000, câți ori fi, da, și să strige aia pe stadion,
Și n-am voie eu să o fac ca glumă într-un film. Atenție, ca glumă. Pentru că acolo mai era ceva după. Ei au luat din context tot ce au vrut, știi? De ce au voie 10.000 de suporte să zic, am avut și vom, știi? Păi da, da, acum discuția are legătură cu, iată, această galerie a Rapidului, sau dacă vrei, cu o anumită echipă. Asta era... Eu am vorbit cu băieții, deci eu am vorbit cu băieții care au scris filmul, că eram interesat de care și a zis, bă, era cea mai cunoscută chestie. Și e o chestie cunoscută, e un scandal cunoscută. Mie nu-mi convine, am urât-o toată viața, crede-mă. Eu când auzeam asta, mai ales la școală, fiind singurul rapidist, îmi venea să-i omor, să-i strâng de gât pe toți. Dar în același timp înțeleg ideea că era o glumă, nu era nici pe departe o chestie rasistă, nu era nici pe departe ceva ce are legătură rapid, dar nu există foarte multe înjurături cunoscute ale galeriilor. Sunt câteva. Deci trebuia lăsată, domnul Tănase. Eu aș fi lăsat-o. Din punct de vedere al umorului, aș fi lăsat-o, pentru că știu sigur și de la ei, dar și în general în ce își propune umorul, că nu era o chestie cu țintă, cu atac, cu... N-avea nicio treabă. Da. Hai că mai avem una, două chestiuni de vorbit. Până atunci, știi, emisiunea asta în primele ei episoade avea o regulă impusă de mine, dacă vrei. Așa. Adică eu susțineam împreună cu invitatul și cu cei care ne urmăresc un pariu al emisiunii și prin prisma sponsorului nostru Betano, da? Un altfel de pariu. Okay. Am zis că e mai bine cu trecerea episoadelor să îl susțină invitatul, să-l inventeze invitatul și cei care ne urmăresc să comenteze și să creioneze cotele unui astfel de pariu. Da, un pariu care să se poată realiza, materializa, nu așa, domne, ia Rapidul Champions League. Asta e cam imposibil. Dar și nu neapărat din fotbal, atenție, din ce vrei tu. George Tănase, pariul lui George Tănase, la tare de tot. Pariez. Stai să mă gândesc. Nu te, că fii spontan. Într-un an de zile o să faci 100.000 de subscriberi. Să vedem ce spun cei care ne urmăresc. Eu pariez că faci, pentru că ți-am urmărit emisiunea și mi se pare că aduci niște oameni foarte mișto, adică care pe mine mă interesează, sunt sfera mea de interes. Da. Oamenii care vor să vadă pe domnul Pleșu sau pe domnul Patapievici, sunt și la alte emisiuni și urmărești și acolo. Da. Știi că avem timp, asta e mișto. Că deci avem asta timp. Este pariul pe care îl face George. Eu zic că faci 100.000 de subscriber într-un an de zile. Haideți și dumneavoastră, treceți la treabă și comentați și să vedem ce spun cei care ne urmăresc. Da. Deci o cucută... Ai cotă măricică, să știi, pentru că se fac foarte greu subscriberi în ziua de azi. Chiar oricât de bun ai fi tu, trebuie să te ții foarte mult de treabă și asta e presiunea pe tine. Deci eu aș da cotă la faptul că tu faci 100.000 într-un an, cotă 2.70, adică aș face și niște bani. Da. Nu e greu, e presiune pe tine. E presiune. Place. Și ție îți place să fii presiune și mie, adică eu de asta am și aruncat-o pe asta, știi, ca să tragi. Ce să zic? Să te audă Dumnezeu. Să te audă Dumnezeu. Doamne ajută. Mulțumesc frumos. Ce facem? Stai că n-am terminat. Te grăbești? Nu, mai stăm. Te grăbești? Dacă te grăbești, putem să se încheie. Unde să mă grăbesc? Da. Să mă grăbesc în trafic înapoi? Acum te întreb și mai în glumă, dar și în serios. Da. Ce facem cu războiul ăsta? Te frică? Nu. Nu mi-e frică. Nu? Nu, de ce? Adică... Băi, eu visez... Bă, da. Eu visez noaptea bomba nucleară. Eu visez noaptea bomba nucleară. E foarte, foarte amuzant. Eu mai visez odată la ceva timp. Visez că vine bomba nucleară și că eu supraviețuiesc. Dar știi cum supraviețuiesc? Mă ascund mereu după un tomberon așa și cumva trece toată bomba nucleară pe lângă mine. E foarte ciudat visul. Nu vreau să-mi fie frică. Adică mass media implementează destul de mult frica sau amplifică. Da. Fie cu voie, fie fără voie. Ori eu nu vreau să-mi fie frică. Atâta timp cât totul e bine și pace, nu vreau să-mi fie frică. Am urmărit niște materiale din timpul celor... Nu, te duci tu să-ți faci, să vezi dacă e valabil pașaportul. Ai zis ce, coadă era la pașaport odată cu izbucnirea războiului. Este valabil. Că l-am făcut nu de foarte mult timp, știi? Adică n-am un an de când deci l-am dacă vrei să o tai, o tai lejer. Nu știu dacă aș tăia-o. Nu. Băi, am tot fost întrebat astea pe la podcasturi. Cine mai apără țara? Da. Dacă o tăiem toți. Da. Cine mai... Chemăm fetele noastre de la treabă să vină să se combine cu rușii și să... Ar fi o soluție, știi? Da. Că mai avem și noi, femei, care ne duc standardul mai departe în țări respectabile, ca Olanda, ca Germania. Mai există patriotism în țara asta. Există niște doamne patriotice care ne fac mândri pe unde s-au dus ele. Da. Ar fi o soluție. Prima soluție pe care aș da-o asta ar fi. Da. Chemăm fetele noastre, le punem pe toată linia Moldovei, de sus din Botoșani până jos spre Galați,
Și când vin ruși în țară, fetele noastre să fie: hei, bună, unde vă duce? Dați vidrani, ies o scoie, bro, scoie. Stai un pic așa, de ce ești nervos? Nu vrei să vorbim un pic? Hai să bem ceva așa. Și gata, să mă, ia fetele un pic așa, să-i liniștească și poate le iau în căsătorie, poate să răzgândesc asupra lor. Păi da, da, tata, ca Putin, la la la, lasă-l mă, pă, îți dă Putin ce-ți dau eu. Ești nebun la cap, unde te grăbești așa? Da, hai să fac eu. Da. Asta ar fi variantă. Vezi, asta tot din Caterinca mă vine o astfel de abordare. Eu încerc să văd lucrurile pragmatic. Adică alții, domne, stai puțin că vin peste noi, suntem la graniță, uite, da. Uite cum am făcut-o să fie altfel. Păi, de ce să o văd practic cum iau eu pușca în mână și mă o să mă împuș cu un rus nebun care asta face, că ai văzut că sunt mercenari angajați sau ce iau ei ceceni, habar n-am, când vreodată, că eu am fost și am tras cu arma la ce? Un poligon. Ce ai căutat? Ne-a dus cineva, a fost un cadou al cuiva, ne-a dus să tragem la un poligon specializat, să tragem cu arma, că se poate. Băi, băiatule, eu credeam despre mine că sunt un mare Jason Statham, cine vrei tu, ci, trag așa, ești nebun, numai așa. Băi, când am auzit prima împușcătură cu căști din ăla pe ureche, am trăsărit, dar v-am făcut așa. Și prima dată când am luat pistolul în mână, deși ți-am zis, credeam că o să fiu așa, ce vorbești, mă, poze nebunii, când am luat pistolul în mână. Aveam aici domnul care se ocupa, trainerul, antrenorul, nu știu cum e, că n-ai voie să faci foarte mult. Adică eu dacă făceam o mișcare așa de pistol, în momentul de, știi, cum te bate Steven Seagal, îți ia mâna și ți-o noua de la spate, Steven îți face Seagal fundiță. Exact așa, noi pe vreme, da. Exact așa te bat ăștia, da, dacă faci vreo mișcare. Că au fost cazuri în care s-au trezit nebuni și ți-au împușcat pe domnii de acolo. Băi, și când am simțit pistolul la mână, deși credeam despre mine, crescând cu Counter-Strike, cu împușcări, cu jocuri, cu de-astea, cu pârpac, visul copilăriei, știi, să ții un pistol în mână, băi, îmi tremura mâna, da, pentru că în momentul ăla eu am avut un sentiment ăsta de aproape fetiță, aș putea zice, adică am văzut fete mult mai curajoase ca mine, de băi, eu țin în mână viață și moarte în același timp, știi? Adică eu pot să decid în momentul ăsta cine trăiește și moare. Vorbesc la nivel ipotetic. Da, da. Dacă aveam acum un pistol îndreptat spre tine, știi, eu puteam să... E prea să... în serios acum momentul. Okay? Nu știu cum să reacționez. Bă, eu zic ca idee vis-a-vis de război, că m-ai întrebat de război. Da. Și mi-am dat seama că eu nu... După ce am tras, am închis ochii. Poc! Știi? S-a dus, bineînțeles, când a venit ăla, bă, știi? Când a venit panoul ăla, efectiv, găurile erau așa în toate părțile. Aiurea. Eu n-aș putea să fac asta, n-aș putea să ucid un om, n-aș putea să mă împur, n-aș putea să... Dar aș putea să fac catering. Adică eu mi-aș găsi niște fete din astea dispuse, dispuse să... Că zisese la un dat președintele... Poate dai altora idei. Îi dau domnului președinte, dacă se uită la noi domnul președinte Iohannis, a zis că mobilizează rezerviștii și că un rezervist, nu știu unde văzusem un articol, ar costa cam 2.000-3.000 de euro. Voi știți ce face o fată de aia pentru 2.000-3.000 de euro? Bă, băiatule, ți-a 2-3 ruși deodată, ești nebun la cap. Adică eu știu niște fete care fac pentru bani mult mai puțin. Hai să le chemăm în țară și hai să le plătim cum se cuvine. Fără vărsare de sânge, fără nimic. Va fi o vărsare, dar nu de sânge. Dar nu de sânge. Înțelegi? Hai să chemăm fetele înapoi și să ne sprijine țara. Da. Veniți acasă. Eu cred că doar asta este soluția. Da, da, lăsând la o parte războiul, da? Da. Nu ai luat în calcul să pleci, nu? Adică să joci pe o scenă afară. Să joc afară pe o scenă? Da. Păi am avut spectacole pentru români în străinătate. Nu, să, și o să mai avem. Fii undeva afară. Da, visul meu și visul meu chiar este să ajung la un moment dat mare, internațional, și nu o să renunț niciodată la visul ăsta. Adică a fost de mic, am crescut cu Hollywood-ul, cu filmele de la Hollywood, am crescut cu ideea de Oscar și nu o să o neg niciodată că îmi doresc chestia asta. Pare absurd, dar când visezi departe, ajungi departe. Ca mine. Da, uite, ai visat să faci un podcast cu mine și s-a realizat. Dar afară când te duci, există o altă abordare? E foarte greu și afară. Adică oamenii de afară ce vor să audă legat de țară ca să râdă? Păi asta e, trebuie să stai acolo, să locuiești, să ai, că de aia nu e atât de ușor, știi? Adică fiecare țară are chichițele ei și automat trebuie să stai să... Nu zic, repertoriul tău se schimbă? Automat, cumva, da? Păi nu pot să mă duc să dau glumele mele despre bunica mea, despre copilăria la țară, în habar n-am, Danemarca, unde la ei totul e civilizat și au asfalt. Cum pot să zic eu de WC-ul în fundul curții în Suedia? Da. Când ei au totul, sau în Japonia, habar n-am, unde vine un robot și curăță WC-ul sau ce mai fac ei, știi? Nu se potrivesc, automat trebuie să fie raportate la ce se întâmplă acolo. Sunt și subiecte care se potrivesc worldwide, la nivel de umanitate. Spre exemplu, scărpinatul nas. E un subiect pe care îl face orice om, orice popor. Poți să vorbești despre asta, știi? Dar automat trebuie să... Hai să spune-ne acum pe final, uite, să dau o temă, dar tot spontană e. N-am vorbit, trebuia să încadrez
mai devreme în discuția noastră, dar e bine și la final, cu Simona Halep. Da, spune-ne așa, mai pe Caterinca, așa, nu pe serios, stai, domne, că e. Nu să imiți pe cineva. Da. Așa, cum ai făcut asta cu războiul. Da? Da. Cu, la graniță, cu soldații ruși, cu asta, da. Cu Simona Halep, prinsă, dopată, domne, ce facem? Ce decidem în cazul ei? Bă, ce facem? Știu. Cum o salvăm? Cum nu, o... nu știu, domnul Viorel, nu știu, că eu cu asta, cu dopat, eu știu ce mi-ai pus tu mie acum în apă. Știi? Eu da. Acolo mă duc. Eu știu ce mi-ai pus tu mie în apă. Și Simona, să fii mai atentă de la după cine bea. Știi că noi și am crescut în țara asta în care beam după alți oameni, știi? Uh-huh. Știi, când avea deschidea un o sticlă de apă, dă-mă și mie, dă-mă și mie. Vezi, Simona, ai uitat un pic de unde ai plecat, da. Că ai, poate ai băut după cineva și uite acum da. Acel cineva, că eu am mai văzut prin cluburi oameni care da. Beau doar apă și-s mândri că beau apă. Acolo da. E ceva, crede-mă, am mai auzit eu de la oameni mai specializați, că acolo e da. Ceva în apa aia. Seamănă apă. Seamănă apă, că eu dau că șofer, dar erau după aia prea entuziasmați. Da. După ce beau apă era, hai să ne distră. Bine, nu cred că a fost cazul la Simona. Ne-am distrat și noi, îți mulțumesc. Da, spune-ne mulțumesc, celor care, sau spune-ne celor da. Care ne urmăresc, unde te pot vedea, pe online sau în online, pe TV. Clasic, online, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, George Tănase. Nu m-am complicat absolut deloc să schimb ceva, le-am lăsat la fel în ultimul. Și ai un proiect așa, în așteptare, am un proiect pe marginea în așteptare. Căruia nu e cazul să detaliem. Da, nu știm exact când apare podcastul ăsta. O să fiu și pe TV, o să revin curând cu un proiect foarte, foarte drăguț și de care sunt foarte mândru. O să vedeți. Da. La momentul respectiv urmăriți-mă pe Dan Diaconescu, nu știi ce pierde. Bă, da. Personaj Diaconescu. Uite-mă da. Unul care ne lipsește. Da, 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 Dan Diaconescu bă, și un bă, personaj, mă. A scris o pagină a televiziunii române. Da, în toate adică o pagină în toate de televiziune clasică a scris, adică Dan Diaconescu se predă și în școli. Nu știu dacă știi, am auzit povești că Dan Diaconescu se predă și în școli și chiar și nouă în școala de televiziune, mi s-a predat ca lecție Dan Diaconescu. Mas o menos, știi? Noi am predat umorul. La tare da. De tot în acest episod. Mulțumesc, George Tănase, mulțumim. Nu uitați, like, share sau subscribe tare de tot. Cu bine!